Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele maniere. Numele meu este Laurențiu Florea și am alături de mine cartea Codul Bunelor Maniere, pur și simplu, propria carte, de unde am ales să vă transmit un mesaj destul de important din punctul meu de vedere, ca să vă aduc cât mai multă valoare, iar voi să extrageți cele mai bune lecții pe care puteți să le extrageți pentru a le pune în practică. Și subiectul pe care am ales să vă citesc din această carte face referire la aranjarea mesei, cum aranjăm o masă, la cămurile și toate celelalte lucruri pe care trebuie să le avem la dispoziție și să le aranjăm. Haideți să vă spun care sunt aceste informații ca să puteți să extrageți toate lecțiile pe care urmează să vi le transmit. Așadar, cum aranjăm o masă, da? Așezarea mesei. Chiar dacă aranjați masa pentru familia dumneavoastră sau pentru prieteni, aceasta trebuie să fie ordonată și îngrijită. Farfurile vor fi din același serviciu ca și tacâmurile și paharele. Masa nu trebuie să arate ca un depozit de veselă, însă este foarte important să aveți în casă în cazul în care vor fi necesare. Și acum am să vă spun ceea ce aveți nevoie să aveți în casă, nu neapărat să le puneți pe toate pe masă, dar este important să le aveți în casă și în același timp am să vă spun și unde trebuie să le așezați în momentul în care le așezați pe masă. Ok? Haideți să începem. Deci, în primul rând, este obligatoriu să avem pahare de vin, pahare de vin alb, vin roșu, pahare pentru țuică, bere, șampanie și, bineînțeles, pahare pentru apă. Acum, trebuie să mai avem așa, farfurii întinse mari, farfurii întinse mici, care vor sta deasupra farfurilor întinse mari, furculițe pentru friptură, dacă este cazul, vor sta în stânga farfuriei, în stânga farfuriei, furculițe pentru pește, dacă este cazul, vor sta în stânga farfuriei, linguri pentru supă, dacă este cazul, vor sta în dreapta farfuriei, cuțite pentru pește, dacă este cazul, vor sta în dreapta farfuriei, cuțite pentru friptură, dacă este cazul, se vor așeza în dreapta farfuriei, lingurițe, furculițe și cuțite de dimensiuni reduse pentru prăjituri și fructe, dacă este cazul, se vor așeza în fața farfuriei, platouri de diferite mărimi și forme, boluri pentru supă, castroane mari și mici, șervețele de bumbac, șervețele de hârtie se vor așeza pe farfurie sau în stânga farfuriei, sub sau lângă furculiță. Boluri pentru apă în cazul în care se servesc crustacee sau fructe. Dacă puneți mai multe tacâmuri, le veți aranja din exterior către interiorul farfuriei în ordinea în care vor fi folosite. Ok? Deci dacă puneți mai multe tacâmuri, le veți aranja din exterior către interiorul farfuriei, în ordinea care vor fi folosite, bineînțeles. Atenție! Trebuie să aveți în vedere chiar și scaune de rezervă. Numărul tacâmurilor și aranjarea lor diferă în funcție de meniu. Locul paharelor este în fața farfuriilor, în partea dreaptă. Paharele se vor așeza în ordine descrescătoare în funcție de mărimea acestora. Două pahare sunt obligatorii, paharul pentru vin și paharul pentru apă. Sticlele de vin și apă vor fi aduse pe masă simultan. Pâinea feliată sau chiflele se vor aranja într-un coșuleț pe fundul căruia se pune un șervețel. Pentru o atmosferă frumoasă sunt recomandate sfeșnicele. Prezența unor lumânări, flori sau a diferite decorațiuni are întotdeauna un impact pozitiv. Stabilirea locurilor poate fi o mare provocare. Totul se va stabili civilizat în mare măsură în ultimul moment, în funcție de dorința gazdei, de invitații prezenți și în funcție de cei care urmează să vină. Așadar, acestea au fost informații pe care am avut să vi le livrez referitor la așezarea mesei și sper că v-am adus cât mai multă valoare, iar voi ați extras lecția de care aveați nevoie ca să le extrageți și, bineînțeles, pe care să le puneți în practică. Laurențiu Florea este numele meu și vă recomand să urmăriți și alte videouri referitoare la bunele maniere.